Deci, ăsta e locul care te-a făcut pește. Într-o sirenă, Luis. Da, asta vreau să spun. Nu știu, mă așteptam la ceva gen Club Med. Vezi vulcanul ăla? Peșterile sunt acolo. Ce? Acolo departe? Vreau să aflu cum de s-a întâmplat asta. E nevoie de multă muncă, Luis. Intrarea e acolo, jos, lângă cascadă. Nu pot ajunge mai aproape, că altfel știu, o să... e problema cu balena. Sirena, Luis? Da, asta am vrut să spun. Deci, cum vei intra? Înotând. Există o intrare sub apă. Înotând? Deci excursia era opțională, puteam să înot. 50 de metri, fără să iei aer? Exact, bine zis, aerul e bun. Oricum, e mai bine că am descoperit piscina în felul cum ai făcut-o și tu. E mult mai științific așa. Ai grijă să nu cazi. Emma, te rog, sunt un savant și știu exact ce... Ne întâlnim acolo jos! Oh, wow! Drăguț, nu? Deci, de unde începem? Întâi aș vrea să fac o hartă. Apoi să iau niște monstre de roci și de apă, să le testez. Ceva din această atmosferă a declanșat transformarea ta. Dacă aflu ce anume a fost, știm cum ți-ai căpătat coada. Și apoi ne întrebăm de ce. Spectacolul Miss Regina Mării. Cât de misogin poți să fii? Cât de tântălău ar fi cineva care s-ar înscrie în așa ceva? Doar nu te gândești să te înscrii la spectacol. Mai degrabă aș muri. Ești doar geloasă pentru că eu mă înscriu. Și dacă te gândeai să o înscrii pe Cleo, îți dau un sfat. Nu te deranja. Mă rog. Și Cleo nu ar fi interesată să se plimbe pe o scenă într-o roche lipită pe ea? De fapt, e un costum. Cu un motiv maritim. Mereu am avut ceva în comun cu marea. Tu? Ce glumă! Eu sunt cea care am în comun. Mamă! Ai văzut-o pe Clio? Cred că a ieșit. Nu o găsesc niciodată. Sunt sigură că și-ar face timp pentru tine dacă ai vrea să te joci cu ea. Să mă joc cu ea? Vreau doar să împrumut o carte. Viața mea secretă? Ce ciudat! Dă-mi cea mai scumpă înghețată cu sirop, te rog. Tu ești. Ce arome? Alege tu. Astăzi sunt spontană. Și am încredere. Am terminat pregătirile pentru competiție. Am un costum trăsnet. Trăsnet. Și am văzut lista concurenților. Nu sunt de nivelul meu. Nici măcar Tiffany? Da, o să fie câștigătoare. Dar restul sunt slăbuți, cam ca tine.
Bună, Cleo. Scumpo, nu prea avem personal pentru ziua spectacolului. Poți să vii tu de la 9 la 4? De fapt, nu pot lucra în ziua aia. Aș vrea să vă ajut, dar m-am hotărât să particip și eu. Oh, minunat! Mamă, nu crezi că Cleo s-a purtat cam ciudat în ultima vreme? Ca și când ar fi în vreo sectă sau cam așa ceva? Dar tu știi ce e aceea o sectă, Kim? Nu, dar știu că îi face pe oameni să se poarte ciudat. Mami, ce bine că ești acasă. Nu mă refer și la tine, Kim. Dispari. Mamă, știi că mereu încercai să mă înveți să cos? Acum ar fi momentul potrivit. Bine, nu chiar acum, am pești care mă așteaptă, dar mai încolo. De ce ții mereu ușa închisă? Ca să nu intri tu. Am spus cumva intră? Bine, dar de ce vrei să mă ții afară? Pentru că ești enervantă. La revedere. De unde sunt peștii tăi? Sunt în baie. Ce-ai făcut asta? Nu e nimic în baie. Am spus baie? Sunt îngăleată. Ce citești? Ceva pentru școală. Trebuie să fie bine. Este foarte educativ. E doar apă, scumpă. Oh. Am venit să-l văd pe Elliot. Pentru ce? Să spun ceva. Mă duc să-mi fac curat în cameră. Oh, venim să te ajutăm. Uite, citește asta. Jurnalul lui Cleo. Nu citesc jurnalul altcuiva. E pentru protecția ta. E personal. Ascultă, am motive să cred că sora mea, sora ta și poate că și Ricky sunt sirene. Citește! E în cod. Și? E totul acolo. Nu are niciun sens. Dar uită-te la asta. Și la asta. Și la asta. Sunt sirene. Sunt doar niște desene. Și mie îmi place să desenez. Elliot, am văzut-o pe Cleo în baia noastră, cu o coadă. Știu că sunăm nebunesc, dar dacă am dreptate, ele au și puteri ciudate asupra apei. Nu mă luam seamă, doar mi-au ceva de băut. E o ciudată. Ce-o să bea? Nu poate fi apă, nu poate atinge apa. Ce spuneai? E deșteaptă. Bea dintr-o sticlă cu un pai, ca să nu-și verse apa pe piele. Cred că mai bine ai pleca. Trebuie să mă crezi. Vezi, asta e. Nu te cred. Dar ascultă-mă, te rog. Ne vedem la școală. Elliot, dacă nu-ți deschizi ochii la tot ce se petrece, o să devii prima lor victimă. Ne vedem la școală. Elliot, grăbește-te! Vin imediat!
Stai acolo de 20 de minute, nu o să mai rămână deloc apă caldă. Hei! Oh! Oh! Kim, ai avut dreptate despre tot. Un minut, fac duș normal și pe urmă cade grindina. Bine, calmează-te. Trebuie să ne gândim cum să rezolvăm chestia asta. Poate că ar trebui să vorbim cu ele. Să vorbim? Ai nebunit? Păi am fost educat să rezolv conflictele prin comunicare. Comunicarea este pentru oameni. Ele nu sunt. Sunt ca niște vrăjitoare. Vampiri. Nu te poți înțelege cu ele. Trebuie oprite. Cum? Își au adevărata formă când sunt ude. Eu zic să le demascăm. Hei, ce faci? Nimic. Tu ce faci? Citesc doar. Pot să-ți ofer niște apă? Nu, mulțumesc. Vreau să împart cu tine. Nu mi-e sete. De fapt, eu împart totul cu tine, pentru că e sora mea. Și tot ce primesc în schimb sunt secrete și minciuni. Ce minciuni? De ce nu mi-ai spus că ești o sirenă? Ce te face să crezi că sunt o sirenă? Ești nebună? Ai scris un jurnal? Doar unul micuț. Cu fiecare detaliu despre secretul nostru? N-aș lăsa pe nimeni să-l vadă. A dispărut. Am găsit jurnalul. Era sub perna lui Kim. Ia uite cine e aici. Mă duc să o fac praf. Ignoră-i. Sunt toate aici. Ai adus echipamentul? Nu vor lăsa asta din mână. Atunci va trebui să facem ceva. Louis? Așteaptă. Louis e de-a lor. Nu-l pot vedea pe Louis ca o sirenă. Nu, fraiere. El va fi un siren. Ca un bărbat sirenă. Stai acolo. Stai calm. Ce știu eu despre asta? Aproape tot. Vrei să auzi ceva haios? Uh-huh. Cleo s-a înscris pentru Miss Regina Mării. Imaginează-ți cum face un costum de baie peste noapte. Deci de asta se stresează atât. O idee bună. Trebuie să facem o diversiune. Să le facem să creadă că jurnalul este despre altcineva. Despre cine? Hei, Miriam! Sunt mai multe? Chestia asta e mai mare decât credeam. De ce vorbești cu mine? Tu niciodată nu faci asta. Asta e o prostie, Miriam. Ne place de tine. Să nu crezi că nu știu că te-ai înscris la concurs, Cleo. Eu știu totul. Chiar așa? Bine. Bine. E o întreagă gloată de sirene. Nu le putem combate aici. Cleo, asta are ceva ascuns în mânecă. Nu știu încă ce. Sirene? Ideea ta e mult mai bună. Taci, Stefanie. Haide. Normal,
totul are sens. Miriam e șefa. Crezi asta? Miriam e mereu șefa. Trebuie să fac un costum nou peste noapte. E mare, dar îl pot face. Hei, cum merge? Mă întrebam... Îl cam vrăjește. Oh, super, asta o să meargă perfect la noul meu costum. Ce sunt? Accesorii? Ești sora mai mică a lui Cleo, nu? Știu ce pui la cale. Și nu o să afli secretul meu. Așa că nu mă mai spiona, că altfel o să pățești. Ai înțeles? Wow, Miriam, tu chiar poți să mă sperii. E un spectacol, Tiffany. Nu pot să iei prizonieri. Dacă vrem ca treaba asta să meargă, trebuie să pară că Miriam are toate puterile. Da, sigur. Ești gata? Te rog, lasă-mă pe mine. Cum mă crezi? Mâine Miriam și cu ciudata mea soră vor fi amândouă la spectacolul Miss Regina Mării. Aici, la Marine Park. E momentul perfect să le demascăm. O să o dăm jos pe șefă și ele o vor urma. Mă tem. Exact, asta vor și ele, Elliot. Acum ascultă-mă cu grijă. Tu vei fi aici, lângă calul ăsta, în culise. Eu voi sta aici, în spatele scenei. La semnalul meu vei porni hidrantul și vei îndrepta jetul pe peretele acesta. Apa va lovi scena, transformând-o pe Miriam și pe Cleo în sirene. Și noi vom fi eroi. Întrebări? Nu. Trebuie să fii curajos, Elliot. Știu. Nu uita, singurele care trebuie să se teamă sunt sirenele. Următoarea este Libby McIntyre ca o stea de mare. Oh, Libby, asta mi-amintește de un costum minunat pe care l-am făcut. Cine sunt oamenii ăștia? Ricky, măcar tu-i fă-te că te distrezi. Dar nu pot. Și ce pește frumos este! La semnalul meu. Mulțumesc, Libby. Acum, următoarea bijuterie a mării este Cleo Sertori. Și Cleo a ales să fie îmbrăcată ca și... Dă-ne un indiciu. Sunt un războinic portughez. Sunt o meduză. Ultima, dar nu cea din urmă, haideți să o primim călduros pe Miriam Kent. Oh, Miriam, e o sirenă. Aș avea nevoie de o găleată ca să vârs în ea. Tu trebuia să fii o sirenă. Nu trebuia. Miriam, arăți minunat. L-ai făcut singură? Toate accesoriile sunt făcute de mână. Și toate au fost făcute de mână. Nu-i așa că-i grozav? Haide, Elliot, acum! Și acestea sunt concurentele noastre. Juriul trebuie să decidă. Oh, damn!
Știam eu! Există sirene pe coasta Aurie și ea este șefa lor malefică și sora mea este una dintre ele. Ea m-a pus să fac asta. Sunt malefice și periculoase. Priviți! Lasă-mă în pace! E pe bune! În sfârșit, ceva interesant. Lasă-mă în pace! Ce faci? De ce ți se sfâșie coada? Pentru că este un costum, fraiero. Așteaptă doar. O să vezi ce-ți fac. Vino încoace. Vino încoace. Vino. Fugi! E bine? Mă ajută cineva? Tiffany! Tiffany! Tiffany, dragă, felicitări, ai câștigat. Eu? Vă mulțumesc. Kim? Știu că tu mi-ai furat jurnalul. De acolo ai luat toate ideile astea nebunești? Tata spune că nu am voie să vorbesc cu nimeni. Kim, jurnalul ăla era o lucrare la engleză. Aveam de recompus povești. Eu am ales Mica Sirenă. E o fantezie. Da. Cu coada ta cum rămâne? Aveai una acasă. Am văzut-o. N-a fost decât prima mea încercare de costum, dar n-am putut să o port, pentru că a intrat la apă. Și rezervorul cu pești? Cum ți-am spus, peștii erau în găleată. Sunt așa o proastă, de parcă ai putea vreodată să fii o sirenă. Nici măcar nu știi să noți. Povestea e că am testat totul. Apa, pietrele, solul, chiar și praful. Și în ce ai descoperit? Totul e normal. Și de ce asta e tot? Ai terminat? Hei, garantez 100%. Deci, Cleo, ce ai făcut cu jurnalul? Nici o grijă. Am avut eu grijă de el. Nimeni nu-l va mai găsi vreodată. Promit!